L-au cerut organele de anchetă. Poliția. Domnul doctor, știți cine sunt medicii curanței gravidelor pe care le-a văzut doamna la urgență? Am analizat cazul, dar mă pot interesa. Pacienții, la urgență, medicii care sunt medicii curanții ulterior ai pacientelor care s-au prezentat în urgență, pot să mă uit. Adică putem să analizăm. Lipsa protocolului, lipsa protocolului, pentru cum a spus dumneavoastră, produs de concepție, oprit în evoluție, este și grav de directorul medical? Că de ani de zile nu avem un astfel de protocol acolo? Apărat, pentru că protocoalele sunt stabilite și întocmite de medicii din cadrul secției. Medicii șef de secție stabilește. Medicul șef de secție întocmește protocoalele. Noi, într-adevăr, le supervizăm după ce ele sunt întocmite. Și are dreptul medical Jovin? Cum există acest protocol? Deși există în alte maternități? Cam toate, că nu știu dacă s-au zis să mai avem un protocol. Să nu aibă toate protocoalele o maternitate care este acreditată. Adică asta e întrebarea, cum a putut să fie acreditată fără... Și ce spune protocol, ce spune acel protocol la celelalte maternități? Când vine o mamă cu un copil mort în ea, când se intervine? Dacă ea este stabilă? După o oră, după 5, după 10, după 2 zile? Știți când a murit fătul? Fătul, conform ecografiei de la camera de gardă, nu prezenta semne vitale. Deci, era cu făt neviabil. Se poate estima când la... Nu pot să stabilesc eu când. Medicii de specialitate pot stabili. Probabil necropsia vă spune? Necropsia, raportul de necropsie. Noi nu avem acces la raportul de necropsie. Raportul de necropsie îl primește doar poliția. Avem acces doar la cauzele decesului și atât. Ce poate să dăm odată cu protocolul la măsură de la urgență? Valabile? Și sunt la alte spitale? Au discutat la telefon. Ce au discutat? V-ați gândit să cereți șeful de secție? O să cerem o revizuire a tuturor protocolelor la nivelul spitalului. O să am o discuție la următorul Consiliu Medical cu medicii șef de secție. Să vedem ce putem să... Protocoale, v-am mai spus. Sunt întocmite de medicii. Da, trebuie să-și cereți dumneavoastră ca director medical. Nu putem să le cerem mai presă. Eu nu pot să le cer un protocol care nu se aplică la nivelul secțiilor respective. Tot ei stabilesc ce protocoale se aplică la nivelul secției respective. Domnul manager, la presiunea publică v-ați gândit la o demisie?